Este acum în cinematografie Distanța între mine și mine. Un documentar foarte lăudat de critici și apreciat de spectatori. Știu că ideea proiectului a plecat de la Ada Solomon, dar de ce crezi că te-a ales să realizezi documentarul? Bănuiesc că au fost niște motive importante. Mi-e teamă că nu le știu. Nu știu motivele pentru care m-a ales Ada. Pe ea trebuie să o întrebați. Am niște bănuieli. Cred că pur și simplu unul dintre motive are de-a face cu proximitatea. Eram la New York. Dar știu și că Ada... eu m-am cunoscut cu Ada chiar înainte să începem să lucrăm la acest proiect cu câteva luni și știu că simțeam că mă urmărește foarte intens și nu știam exact de ce, dacă am bănuit că e o pură curiozitate. Dar această urmărire și această conversație continuă pe care am avut-o lunile imediat după ce le-am cunoscut, clar avea de a face cu această speranță, această agenda a ei că cineva va face acest film despre Nina Casian și că poate eu sunt persoana respectivă. Și s-a dovedit că da. De acum am niște date care m-au făcut să fiu persoana potrivită și nu știu cât de mult și-a făcut Ada cercetare pe asta sau nu, dar am trăit o vreme în cercurile literare din România, știam multe despre Nina. Mă rog, scrisesem și eu poezie la rândul ei. Mă interesa foarte mult acest aspect al istoriei stâncii avangardiste din România. Pe de altă parte, erau și date pe care nu le aveam. Nu făcusem un proiect de soiul acesta. Un proiect care să lucreze cu arhiva, un proiect care să fie un portret într-un fel sau altul cu un singur personaj care să n-aibă mișcare cinema verite și așa, niciodată. Asta mie mi s-a părut o provocare interesantă. Dar erau lucruri pe care nu știam să le fac, de fapt, încă și am zis, hai să încerc. Mi-am adus aminte de un poem al lui Bertolt Brecht, Der gute Mensch. Omul cel bun, zicea poetul, este cel care se gândește la ceva din afara lui. Și eu mă gândeam, pardon, la fericirea omenirii. Și în narcisismul și misticismul momentului credeam că pot contribui la această fericire, care s-a dovedit iluzorie. Ce știai despre Nina Casian înainte să începi? Crescusem ca mulți dintre noi în generația mea, erau foarte puține cărți pentru copii publicate și mai puține care erau bune. Una dintre ele era Apolodora lui Gelunau, care a fost, cred că, și prima carte pe care am citit-o așa dintr-o răsuflare de la un cap la altul. Cealaltă carte care mie mi-a fost foarte, foarte dragă și eu am și acum acasă cu desenele mele de copil, scrijeliturile mele și diverse rețete pentru pacienții tatălui meu scrise de mâna lui. În el este Între noi copiii. Cartea Ninei Casian, publicată în 1974 cu desenele ei, ce a fost o primă întâlnire. I-am mai văzut după aceea numele prin manuale, dar nu țin minte nimic despre acele poezii, sincer să fiu. N-au avut niciun fel de impact asupra mea până nu am găsit la începutul anilor 80 în biblioteca unui prieten de familie care tocmai se dusese. În acel mare trafic de cărți care se petrecea înainte de 89, că nu se găseau multe, murise acest prieten și soția lui vrea, el avea o mare colecție de poezie și soția lui a zis, eu nu citesc poezie, vino, ia ce vrei. Și am găsit această carte care se numea Lotopoeme, care e un
unul dintre cele mai avangardiste volume pe care le întâlnisem eu la vremea respectivă. Tot publicat în 1974. Eu am descoperit-o cam, am găsit-o cam la vreo 10 ani mai târziu, da. Așa era pe vremea aceea. Și am început, după ce am descoperit lotopoemele, să scormonesc prin poezia ei. Mă interesa foarte mult muzicalitatea și relația foarte ușoară a Ninei cu limba. Știam, auzisem tot felul de legende mai, care s-au adeverit a fi mai mult sau mai puțin adevărate despre ea, care circulau în București. Fragmente, aveam tot felul de fragmente disparate. Așa că atunci când am cunoscut-o, una dintre curiozitățile mele majore era să văd cum toate aceste fragmente încap într-un întreg coerent. Și dacă întregul este coerent, că nu toți suntem coerenți și nici nu cred că este absolut necesar să fim. Tineri! Tinerețea e dornică de pace. Brațele noastre vor să facă mine. Era o cămașă de forță în care intram de bună voie. Asta e problema. Adică n-am pierdut sânge etic pentru că scriam de bună credință prostiile. Am pierdut sânge estetic, cu duiumul. Înțeleg că aveți un parcurs fiecare dintre voi, și tu și Ana Solomon, și bănuiesc că și Dana Bunescu are ceva în parcursul ei. Și v-ați întâlnit toate în acest punct. Sunteți patru femei care s-au făcut un film până la urmă. Și mi se pare foarte interesantă toată povestea asta, cum v-ați adunat în puzzle-ul ăsta al documentarului. Cum a fost să te întâlnești cu ea? Pentru că, mă rog, una e să știi niște povești și alta e să te întâlnești cu personajul direct. Aureolat de niște istorii. Prima întâlnire am avut-o înainte, la New York. Carmen Firan, la New York, mi-a prezentat-o la un moment dat pe Nina, dar eram foarte fâstăcită și n-am reușit să scot o propoziție de Doamne ajută. Așa că, de adevărat, l-am cunoscut-o de-abia în 2012, când Ana Solomon a venit pentru un festival de film românesc la New York, Making Waves, și ne-am dus să o cunoaștem pe Nina, ne-am dus la Nina și la Maurice acasă. Eu eram foarte intimidată că deja acceptasem să fac proiectul. Îi citisem o grămadă, îi recitisem cărțile de poezie, îi citisem memoriile, îmi făcusem mare parte a cercetării inițiale de dezvoltare, deci știam cu cine am de-a face și știam despre forța ei intelectuală, despre rigoarea ei, despre un spirit critic foarte ascuțit pe care îl avea. Și m-am dus cu oarecare, temere, jenă, trepidație, o grămadă de lucruri care m-au făcut să-mi iau și eu o cameră după mine, ca să am după ce să mă ascund. Nu știam la ce să mă aștept, pentru că auzi iarăși din tot felul de locuri, auzi diverse lucruri. E minunată, e foarte deschisă, auzi de la alții, e o persoană infernală, este răutăcioasă. Erau toate aceste fragmente care circulau foarte cu mare sprinteneală în jurul ei. Dar Nina era și într-un moment al vieții în care nu mai avea nimic de pierdut, nu mai avea nimic de câștigat. Și devenise foarte directă, cred că fusese și ea înainte direct, dar exista o directețe a omului obosit să facă jocuri sociale, care a făcut ca relația să funcționeze imediat. Era foarte deschisă, foarte caldă. A înțeles de la bun început, fără să trebuiască să-i zicem noi, un lucru esențial, că colaborarea noastră
însemna pentru ea, de fapt, nu foarte mult, pentru că ea s-a spusese ce a avusese de zis în memorii, însemna mai mult pentru noi, că filmul într-un fel este al nostru, că vrem să facem dreptate filmului formal, vrem să facem dreptate ideilor din film, dar că ea probabil nu va avea control asupra filmului, că filmul nu este o statuie, că nu are drept de veto, că probabil, și asta a înțeles de la bun început, de fapt, mai mult, mult mai mult decât noi, că ea nu va apuca să vadă filmul. Prima poezioară stupidă. Am scris-o când aveam 5 ani. Învățasem să scriu. Dar tot așa am făcut o greșeală. Adică suna așa, am păstrat-o, că maică mea a păstrat-o. Zăpada proaspătă se lasă pe câte o casă, pe câte o casă. Și geamul este înghețat. E liniște, toți sunt în pat. Doar eu, un om, un rădăcit, caut un loc de adăpostit. Asta este producția mea la 5 ani. Da, nimic. Am scris poezii stupide și copilărești chiar când eram mai matură și când partidul interzicea metaforele, ne obliga la un vocabular restrâns. Mă rog, a fost o campanie proletcultistă care m-a afectat și pe mine. Puțin, 3 volume și un volumaș. Ulterior au fost peste 30, dar lumea ține minte cele 3 și jumătate. Și eu le țin minte, dar nu le știu pe din afară, din fericire, deși îmi cam știu poeziile. Un personaj atât de complex, mai rar găsești, în afară de inteligență și de evidentul farmec personal, avea foarte multe talente, de la scris, desenat, compus, muzică, iar voi ați reușit să aduceți toate aceste talente în film. Ați construit așa o țesătură foarte sofisticată din toate aceste lucruri. Cum ați ajuns la formula asta? Bănuiesc că tu cu Dana Bunescu ați țesut. Da, sunt și lucruri care n-au intrat în film. N-a intrat, de exemplu, grafica ei, pictura ei. Într-un fel ne pare rău pentru că parte din ce ne-a interesat noi la ea ca personaj și ca persoană. Și asta e o chestiune pe care, de fapt, am invidiat-o foarte mult. Era faptul că ea își accesa creativitatea constant în adâncime cu creativitatea ieșea din ea în șuvoaia din asta cu presiune foarte foarte zdravă în diverse direcții. Muzica e foarte bună, desenul e ceva ce a făcut până destul de târziu și este foarte interesant. Și e ceva care noi ca artiști invidiem foarte mult. Îți dorești să ajungi la acel punct în viață, în viața ta creativă, în care ai acces atât de ușor la acest filon creativ în orice moment și poți să-l practici oricând. Da? Acum, structura am ajuns cum se ajunge la documentar. Din încercări, eșecuri, dezastre, lucruri care încep să meargă, aproape că merg, iată, în sfârșit am ajuns la o structură emoțională. E greu. E greu pentru că avem un schelet extern, o schelărie din asta care este pur cronologică, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie construită o structură emoțională în interiorul acestei schelării, ca să știi la ce să te uiți, să știi de ce te uiți la el. Iar Dara, care a găsit această structură emoțională, ne-am învârtit o vreme în jurul cozii și la un moment dat eu am plecat la New York, Dana
S-a apucat să lucreze de una singură din când în când, când avea timp la film și până am venit eu înapoi, m-a așteptat cu ceva, mi-a zis, zice, am încercat o chestie, vezi dacă merge. N-a rămas chiar așa, dar acea încercare a Danei ne-a dat, de fapt, și puțin și limbajul filmului și structura emoțională. Ne-a dus unde trebuie, astfel încât destul de curând după aceea am avut un rough cut care funcționa. Niciodată nu știm unde ajuns, mereu mai e o taină de pătruns. Ca ochii să fie mai clari și umerii mai drepți și fruntea mai curată. Pot un portret al unei femei. Este și un portret al epocii, hai să zicem. Pentru că ea trece, distanța dintre mine și mine e dintre o perioadă de comunism idilic până la dezamăgirea târzie. Cum ați reușit să aduceți toate elementele astea împreună și să construiți, dincolo de portretul emoțional, și portretul ăsta al istoriei? Asta vine din materialul clientului, din povestea Ninei, care este povestea parțial, este povestea unei stângi intelectuale avangardiste din România, care a apărut și a apărut cu precădere în anii 40, în perioada în care România era fascistă, ca reacție la acel fascism. Și care a încercat după aceea să-și negocieze existența cu ce a venit după, așa zic și reprezentanții ai comunismului, nu? Staliniștii sovietici sau un stil sovietic. Opera Ninei, de fapt, conține în sine toată această negociere, toate aceste încercări, pe de o parte, de a face ceva absolut radical. În primul ei volum, în volumul ei de debut, Scara 1:1, a apărut în 1947, reprezintă o stângă din asta radicală și avangardistă, intelectuală, nu este foarte politică, dar este clar acolo un radicalism din asta și de tinerețe, dar și de avangardă foarte serioasă. Ei, acel prim volum a intrat pe piață, cum ar veni, a ieșit chiar când a căzut cortina de fier pe cultura română, astfel încât la sfârșitul 1947, da? La începutul 1948, o lună mai târziu, publica Scânteia, o mare înfierare a Ninei Casian, a formalismului, a oricărui fel de joacă, care a făcut-o pe Nina după aceea să încerce să se caleze pe cerințele realismului socialism, socialist și al proletcultismului anilor staliniști. Nu i-a ieșit foarte bine, are câteva volume, trei volume și un volumaș, inclusiv volumul Horia nu mai este singur, care este foarte proletcultist, așa. Încearcă să fie terater, ei era foarte greu să fie terater pentru că avea această relație cu limba, o joacă cu limba, cu muzicalitatea limbii care scăpa de sub control. Într-o situație în care trebuia controlate aceste impulsuri ludice. Nu suntem singuri. Avem alături un braț puternic de prieten, de frate mai mare, de dascăl, Uniunea Sovietică. Pe uscat și pe apă ne vine cox sovietic, mașini sovietice, bumbac sovietic. Pentru prima oară, munca noastră nu mai e un chin. În Republica Populară Română muncim liberi în folosul nostru.
Aceasta este viața noastră pașnică și constructivă, pentru care luptăm cu putere și dârzenie. Aceasta este viața pe care vor să o sfâșie corbii de peste ocean. Noi creștem liberi și puternici. Ei vor să ne pună în lanțuri, așa cum e robit poporul american în dărătul statuii libertății. Încearcă să se adapteze, vede că nu se adaptează, se retrage în diverse alte forme de poezie pentru copii, muzică, etc. Iarăși revine, încearcă să scrie din nou, intră într-un alt registru la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, în care scrie o poezie despre care unul dintre dosarele pe care le-am găsit spune că este de o generalitate transparentă. Erau lucruri în afara chestiunilor abstracte, în afara abstracțiunilor nu mai era foarte mult acolo, chiar și în acele poezii care se vor oarecum patriotice și care au trebuit să intre în calupul de poezii ca să fie publicată cartea. Și își găsește, de fapt, ea și-a regăsit vocea de adevărat, la mi se pare mie cel puțin, în poezia ei la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, când a intrat în forță în această relație a ei cu limba română, care era cu totul specială și care fusese o leacă ciuntită de perioada stalinistă. În legătură cu răspunsul anterior dat de poeta Nina Casian, aș vrea să pun o întrebare. De ce totuși o poezie de Coșbuc, de Eminescu, de Topârceanu este înțeleasă de un om simplu, fără o pregătire deosebită? Și de ce o poezie a unui poet considerat contemporan și foarte valoros nu este înțeleasă de acest om așa zis simplu? Și spre a confirma adevărul spuselor mele, v-aș propune un test. Să luăm 20 de muncitori din această uzină, să le dăm ca extemporală o poezie de poet contemporan și una de Coșbuc, să vedem pe care a înțeles mai bine. Nu cumva poeții noștri gândesc prea poetic? Numele dumneavoastră? Inginerul Ilie Ioan. Nu e nevoie de niciun fel de test, pentru că este un lucru bine cunoscut și chiar logic și chiar normal să fie așa. Și am să încerc să vă explic de ce. După opinia mea, asta nu înseamnă că eu am dreptate sau că ce spun coincide cu adevărul absolut. Dar pentru că adineaur pomenisem nobilul nume geniu, ideea că geniile au fost, vine uneori dintr-un ușor dispreț sau din faptul că nu ne vine să credem că un Eminescu ar putea sta cu noi la o masă într-o cafenea bucureșteană sau ieșeană, de pildă. Și totuși geniile, înainte de a muri, sunt vii, respiră, mănâncă, beau cafea strănută, vin în uzine. Eu nu spun că cei de față l-au apucat pe Dumnezeu de un picior, dar vreau să spun că nu este exclus ca ei să-l apuce. De altfel, fiecare geniu participă la acest minunat proverb, întrucât Dumnezeu, după cum se știe, e miriapod. Principalul este ca în fiecare epocă să se găsească poeți de toate felurile, dar de valoare, dintre care unii sunt mai lesne de înțeles, fără ca prin asta să fie mai slabi sau mai mediocri, dar mai lesne de înțeles, alții mai greu de înțeles, fără ca prin asta să se facă vinovați de les majestate față de public, ci pur și simplu pentru că au ei această formulă, se exprimă în felul acesta în căutările și în găsirile lor, dar să nu ne mai speriem de ceea ce nu se înțelege, decât după ce am făcut efortul de a înțelege, o dată, de două ori, de nouă ori, cu ajutorul criticilor, al mijlocitorilor noștri, al unor cărți, al poeților înșiși care sunt la ora asta, zic eu, foarte iubitori de cititori și foarte democratici în esența lor, și dați-i nevoie să avem speranța ca peste 100 de ani poezia noastră să fie pe buzele tuturor. Dincolo de creativitate și inteligență și diversitatea, de fapt, manifestărilor ei artistice, a avut și o viață mereu în prim plan, hai să zicem. Adică era o persoană publică, o persoană despre care se vorbea destul de mult, uneori cu motiv, alteori nu. Ați atins și o parte din existența asta a ei, hai să zicem, amoroasă, da? Cât de mult ai vrut să mergi în direcția asta?
Noi n-am avut o agendă anume alta decât principala agenda a filmului, care este să vadă cum cineva cu un trecut complicat își negociază relația cu acel trecut. N-am vrut să atingem și aia și să fie și cu de aia și să fie cu șaurma cu de toate. Și n-am vrut să impunem noi Ninei ceva, pentru că nu ne interesa atât de mult exact ce s-a întâmplat, anecdotica, nu? Care poate fi, de fapt, umplută de oricine citește. Nu trebuie să mergi la filmul nostru ca să afli asta. Ce ne-a interesat pe noi este această negociere permanentă pe care o face ea cu propriul trecut. Și am lăsat-o pe ea să vorbească cât de mult vrea despre anumite lucruri, cât de puțin vrea despre anumite lucruri. Filmul reprezintă felul în care ea își negocia această relație la acea vârstă, la 88 de ani, când am făcut interviul cu ea. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Drept urmare, la 88 de ani, noi, erau părți întregi ale vieții care nu o interesau atât de mult. Erau lucruri care o interesau mult mai mult. E drept că am făcut și o selecție, evident, din aceste interviuri. Dar ele reflectă în mare parte și filmul așa cum l-am făcut, o reflectă pe Nina în relație cu propria ei istorie, cu propria ei arhivă, așa cum se vedea ea în acel moment. Sunt detalii în care nu mai interesa să intre, sunt detalii pe care noi, mulți dintre noi în România, îi le punem în cârcă, care cred că reprezintă mai mult proiecții ale noastre asupra ei. Sunt lucruri care nu apar în film și poate că dezamăgește din punctul acesta de vedere, dar iarăși, filmul nu este nici statuie, nici articol pe Wikipedia, nu trebuie să conțină tot filmul. Motivul pentru care am acceptat să facem acest film era că ne-a interesat cum arată chestia asta, să-ți faci socotelele la sfârșitul vieții și să vezi, îți dă cu restul, nu-ți dă cu restul. Volumul meu cel mai prolet cultist, care se numea Horea nu mai este singur, a primit o critică de la Paul Georgescu, care se intitula O virulentă manifestare a formalismului. Și nu era acolo nimic, voi de mine, decât puțin meșteșug, eventual. Dar nu, nici o poezie nu mi-a fost agreată. Dar, mă rog, asta mă lăsa rece, că nu, de fapt nu le agream nici eu. Oricum, mi-am portat foarte elegant. Mie așa mi se pare și toate legăturile pe care le-ați făcut între interviu și materiale de arhivă și dosare și tot ce aveți acolo, mi se pare foarte elegant, structurat. Ați venit așa la o formulă frumoasă și te uiți la film cu interesul cu care te-ai uitat, să zicem, la o ficțiune. Am avut această intenție să lucrăm, să punem amintirile în relație cu arhiva, prezentul în relație cu trecutul de la bun început. Dar limbajul precis în care facem asta este găsit de Dana Bunescu. Ea a venit cu această idee să facem hardcut-uri în care se păstrează toate fricțiunile, nimic nu este ilustrativ, nimic nu este îndulcit, sunt lăsate lucrurile să stea acolo și să trăiești cu disconfortul acesta pe care mulți dintre noi s-ar putea să-l avem la sfârșitul vieții, nu? Cum a fost primit filmul în orașele în care te-ai dus să-l prezinți? Adică, ce s-a întâmplat la discuția cu publicul? În general a fost primit foarte bine, ni s-a părut nou. Acum e greu să știi, că vine lumea la proiecția ta, de obicei zice numai lucruri bune. Din fericire, din păcate, e clar că mulți își doreau acest film, răspunde unor nostalgii, răspunde propriilor interese legate de Nina. Mai e și clar că multă lume vine cu mâncarea de acasă și mănâncă la film ce au adus ei de acasă, nu neapărat ce li se de la film, și asta e ceva interesant. Sunt oameni care au văzut
în film un omagiu adus Ninei și o șlefuire a unei statui care în filmul nu este și n-a fost niciodată intenționat să fie așa și mai mult Nina însăși nu era interesată în asta, nu? Alții vin cu mâncarea de acasă și cu care este o agendă legată de poeta stalinistă și se supără pe ea că este stalinistă. Alții o văd ca dizidentă și se bucură foarte tare că a făcut cineva un film despre Nina Casian dizidenta. Fiecare vine cu ce vrea el și vede ce vrea el la film. Asta nu mi se pare că e deloc un lucru rău, pentru că reflectă felul în care noi înșine ne negociem relația cu realitatea și e o consecință naturală și intenționată într-un fel a filmului. N-am pierdut sânge etic pentru că scriam de bună credință prostiile. Am pierdut sânge estetic cu duiumul. De. Distanța dintre mine și mine putea fi distanța dintre noi și noi de atunci, din 40. Da. Ce proiectez acum? Lucrez la un proiect experimental pe care nici măcar nu sunt în stare bine să-l descriu. Pentru că e o explorare legată tot de timp, memorie, decădere, pe care o fac împreună cu partenerul meu. Mai sunt două alte proiecte pe care le pregătesc într-un fel sau altul, dar nu știu de ce întotdeauna am oarecare superstiție legată de vorbitul despre proiectele viitoare. Predau film lângă New York, la Rutgers. Mai și scriu. Fac foarte multe lucruri și nu suficiente care să te facă să supraviețuiești ca artist. Asta este problema eternă artistului, nu? Adică îți manifesti creativitatea și tu în diverse moduri. Da, sper. În mod cert, o invidiez în continuare pe Nina, pentru că a găsit o modalitate de a canaliza acel filon creativ pe care mi-aș dori și eu la un moment dat să o găsesc, da.